Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragele mele. Astăzi revin cu un tutorial la o pereche de cerceluși prin metoda frivolite, cu tehnica de lucru frivolite sau tating, cea cu acul. Aici am făcut o pereche de cerceluși cu un macrame destul de plinuți. Cercelușii sunt destul de mărișori, ei sunt apretați, ca și zici că sunt plastifiați, așa arată, stari. Așa, se poate purta foarte frumos. Dacă folosim un fir mai subțire, un anșor, spre exemplu, cercelușul este mult mai micuț. Uitați, asta este o mostră de cerceluș mai mic. Uitați cam care e diferența. Cu cât firul este mai subțire, cu atât cercelușul iese mai micuț. În capăt aici am pus o mărgeluță. Așa, și am pus și agățătoarele pentru cercei. Acești cerceluși se fac cu... Deci avem doar un cerculeț și restul din arcuri prinse între ele. Este foarte ușor de creat de cineva care a exersat întâi primii pași și o să vă rog, dacă vreți să faceți o astfel de pereche de cerceluși și pentru prima dată luați contact cu o astfel de tehnică, cu frivolite sau tating, să vizionați lecțiile 1, 2, 3, 4, lecțiile de inițiere în această tehnică, să exersați un picuț și apoi puteți porni să faceți bijuterii. Adică exersați o zi și din ziua următoare sau chiar la sfârșitul acelei zile puteți să încercați deja. Dar trebuie să exersați întâi ca să vă iasă nodurile uniform, pentru ca produsul final să iasă frumos, să-l puteți purta. Astfel de agățători pentru cercei, de acestea se găsesc în magazine de specialitate sau putem să luăm de la cercei pe care noi nu-i mai purtăm, nu-i mai folosim. De ele se găsește și în comerț, cu destul de multă ușurință peste tot. Ce pot eu să vă mai spun de... Astăzi o să exersez tot un fir mai plinuț, ca să vedeți fiecare pas în parte. Ce mai avem nevoie pentru a face cerceluși? De acul, de frivolite sau tating și firul cu care o să lucrăm cercelușii. Înainte de a porni la exemplificat cercelușii aceștia, o să vă rog să vă abonați la canalul meu, să dați click pe clopoțel ca să vă apară notificare în momentul când voi publica următorul tutorial. Poate tot cerceluș sau brățărele, vom vedea. Dar să dați click pe clopoțel, asta este important. Acum, cum vom lucra? Eu am scris pe caiet, sper să se vadă, să se vadă tot. Nu știu dacă se vede, de la primul rând, așa, primul, al doilea, al treilea, deci toți pașii. ND înseamnă nod dublu, un P înseamnă un picou, oricum o să exemplific și pe parcursul lucrului fiecare pas în parte, dar cam aceștia sunt, întotdeauna am notez înainte de a face un model, ca să nu existe riscul să greșesc. Și mai ales că avem de făcut doi cerceluși, deci amândoi trebuie să fie identici, ambii trebuie să fie identici. Așa, cum vom proceda? Deci, lăsăm fiind cerceluși, avem nevoie de puțină ață în ac, o să lăsăm undeva cam la, ce știu, 30-40 de centimetri de ață în ac, nu mai mult de atât, pentru că nu avem nevoie de mai mult. Până într-o jumătate de metru. Uitați, cam asta e toată ața pe care am lăsat-o în ac. Și vom porni să facem, se pornește cercelușul de aici, de la cerculeț. Întâi se face cerculețul. Deci, facem 3 noduri duble. 1, 2, 3, uitați, 3 noduri duble, fac o ață mai groasă și deschisă la culoare ca să se poată vedea bine. Un picou mare, undeva cam la 2 cm. De ce? Pentru că prin picoul acesta o să tragem mărgeluța. Am făcut și lecția cu prinsul mărgeluțelor, o vizionați și pe aceea. Deci, un picou mare. Acum, 6 noduri duble. 1, 2, 3, 4, 5,
6 noduri duble, un picou mic de legătură, deci sunt picourile cele mai mici. Dacă vizionați filmul, filmulețul cu picouri, o să vedeți că sunt de 3 dimensiuni. Acum e picoul cel mai mic, cel de legătură, deci undeva în jur de 3-4 mm lăsăm. Deci, și mai facem încă 3 noduri duble. 2, 3. Deci, am făcut 3 noduri duble, un picou lung, mare, cam de 2 cm am lăsat distanța dintre cele 3 noduri duble și următorul, 6 noduri duble, un picou mic de legătură, acesta, și încă 3 noduri duble. Acum vom strânge totul într-un cerculeț. Dacă vizionați filmulețul cu arcuri și cerculețe, o să vedeți exact cum se fac cerculețele. Și acul nostru este cam subțire, o să mă necăjească un pic, o să trebuia să fac nodurile un pic mai legere. Firul fiind gros, trebuia să folosesc acul celălalt, care e un pic mai grosuț. Deci, înapoi. Deci, tragem acul, ținem degetul în lațul care se formează și băgăm acul pe dedesubt prin laț. Și strângem cerculețul. Nu strângem foarte tare, dar strângem în așa fel încât totul să se așeze uniform. Acum, noi o să ne legăm, am zis că asta este picou de legătură. Răsucim întotdeauna picoul spre partea cu acul, dacă acolo facem legătura, pentru că arcul se va duce spre partea cu acul. Răsucim și facem un nod de fixare, un nod de siguranță. Următorul rând, facem 6 noduri duble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 noduri duble, un picou mic de legătură și încă 3 noduri duble. 1, 2, 3. Deci avem 6 noduri duble, un picou mic de legătură și încă 3 noduri duble. Strângem și acum nu mai facem cerculeț pentru că avem nevoie de arc. Deci tragem firul, am zis că îl fac mai lejer, nu l-am făcut mai lejer. El o să iasă frumos, dar necăjește când tragem acul. Ia cu subțire. Deci ne ducem, tragem firul până la capăt. Uitați, arcul se duce, exact cum v-am zis, spre picou. Și băgăm acul prin picoul de legătură. Și strângem, tragem bine. Picoul îl avem aici, avem nevoie să ne legăm de el. Răsucim pentru ca picoul să ne vină spre partea cu acul. Și facem nodul de siguranță sau de fixare. Vedeți, picoul fiind micuț, nu se vede laț aici. Uitați la ăsta, fiind firul mai subțire. Și a fost primul pe care l-am repetat după vreo câțiva ani, picoul l-am făcut un picuț cam mare și vedeți că se vede lațul, pe cercel se vede rău. La acesta deja mi-am dat seama și l-am făcut un picuț mai mic. Adică picoul acela de legătură trebuie să fie abia un picuț vizibil, la, mai ales la firul foarte subțire, că atunci când băgăm acul prin el și așa acul e, adică în funcție de grosimea acului și lărgește găurica aceea. Dacă să ne iasă, trebuie să ne gândim și la amănuntul acesta. Următorul, 8 noduri duble, un picou mic de legătură, 4 noduri duble. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 noduri duble. Un picou mic de legătură și încă 4 noduri duble. 2, 3, 4. Strângem,
restul sunt numai arcuri, nu mai facem cerculețe. Deci cerculeț a fost doar acolo la început. Avem grijă în lațul acesta să avem degetul băgat când tragem, pentru că altfel se poate întâmpla să ni se noade firul, mai ales dacă este un pic mai răsucit. Al meu nu este răsucit, dar așa e bine. Așa. Și băgăm în picoul de legătură. Răsucim spre parte, deci picoul nostru mic de legătură este aici. Uitați-l. Răsucim pentru ca picoul să fie spre partea coaului. Și facem nodul de siguranță. Acum, 10 noduri duble, un picou mic, 5 noduri duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un picou mic de legătură și încă 5 noduri duble. 2, 3, 4, 5. Mai este că restul sunt doar arcuri, le-am făcut un picuț mai lejer și acum nu mai necăjește și tragem până la capăt. Și băgăm în picoul nostru micuț, strângem să se așeze frumos, deci nu strângem foarte tare, dar nici nu lăsăm lejer, în așa fel încât picourile noastre să se așeze, piciorușele, nodurile duble să fie unul lângă altul. Dacă mai mult croșetez în ultima vreme, îmi ies piciorușe. Următorul e cu 12 noduri duble, un picou mic de legătură, 6 noduri duble. Deci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, avem 12 noduri duble, un picou mic de legătură și încă 6 noduri duble. 2, 3, 4, 5, 6. Avem arc. Ținem cu degetul. Dacă ne obișnuim așa de la început, așa o să fie pe tot parcursul lucrului nostru. Ținem degetul aici, până aproape. Firul meu nu este răsucit, de aceea nu se răsucește, dar sunt și fire care se răsucesc. Și băgăm prin nodulețul nostru. Strângem ca să se așeze frumos toate nodurile duble unul lângă altul, să fie vizibil și picoul de legătură, răsucim, pentru că legătura va fi aici. Deci până acum a fost foarte simplu, am avut 6 noduri duble, 3 noduri duble, 8, 4, 10, 5, 12, 6. Acum suntem la penultimul rând, în care o să facem 11 noduri duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 noduri duble, un picou mic de legătură. Așa, 3 noduri duble. 1, 2, 3, un alt picou mic de legătură. Și 7 noduri duble, ultimele, încă 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tragem prin toate. Uitați, degetul se duce la locul lui acolo. Tragem până la capăt. Să avem grijă, fiind arcul mare, să nu se încalece nodurile duble. Băgăm. Și strângem, dar nu foarte tare. Deci v-am zis, nu strângem foarte tare. Deci ne uităm tot timpul ca arcul să fie, să se așeze frumos. Să fie nodurile una lângă alta. Să nu se încalce, nici să fie lăbărțat. Dar nici foarte strâns. Capul se deformează dacă este foarte strâns. E mai dificil la cercei pentru că trebuie să-l facem și pe al doilea, trebuie să fim cu ochii pe al doilea ca să nu strângem mai tare decât la celălalt, ca să ne iasă cercelușii identici, să nu fie unul mai mare și unul mai mic. Aici avem două de legătură. Acum vom face 21 de noduri duble. Două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Deci avem 21 de noduri duble, un picou mic de legătură. Și încă 3 noduri duble. 1, 2, 3. Arcul nostru trebuie să ducă, să meargă spre picou. Acum, grijă mare să așezăm picourile frumos. Deci, noi prindem de primul, aici sunt două picouri de legătură de pe rândul anterior, prindem doar în primul, da? Prindem, uitați și picoul de pe care l-am făcut aici, să fie vizibil, strângem și urmărim și picoul, urmărim și nodurile să fie unul lângă altul, da? Răsucim și facem un nod. Acum, ultima secvență, punem aici, facem 3 noduri duble, 1, 2, 3 noduri duble, prindem cu acul, prindem cu acul picoul de aici. Al doilea picou. Și după ce l-am prins, mai facem 12 noduri duble. Pur și simplu am băgat acul prin el.
și facem în continuare 12 noduri duble. Și acum tragem apul până la capăt și băgăm în picoul. Așa cum am tras bine iață. Așa. Și băgăm în picoul de aici, de pe arcul pe care l-am făcut anterior, unde cap a avut un singur picou. Aici se așează, că ele, cele trei noduri duble, ele se suprapun. Le așezăm un picuț cu mâna ca să se suprapună frumos. Iar aici facem un nod. Și este suficient, strângem bine, că e la final. Lăsăm ațele mai lungi pentru că o să trebuiască băgate în ac și firele ascunse în lucru. Știți că v-am spus că trebuie un ac subțire, cât mai subțire, dar cu urechile lungi, ca să poată să ne încapă, că firul ăsta, de exemplu, este gros. Doar în niște urechi mai lungi să facem, să punem ce fel de... Haideți să punem ouă de asta mov. Și acum, aici în capăt, ne trebuiesc zale și agățători. Cred că mai am eu aici, da? Sau o formă de aceasta de cercel. Dar cum facem? Uitați că am și forma aceasta, nu numai așa, cumpărate de-a lungul timpului. Așa. Cum se procedează? Cu croșeta subțire, băgăm mărgeluța pe croșetă, exact cum v-am arătat în filmuleț, una din metodele de a băga mărgeluțe în lucru. Deci agățăm cu croșeta și scoatem. Am lăsat, ar trebui o mărgeluță mai mare aici, că am lăsat picoul destul de mare și cercelușul este mare, deși mărgeluța merge un picuț mai mare. Așa. Și gata. Și am pus. Și acesta este... Așa. Și acesta este cercelușul nostru. Bine, asta e o culoare, e un vernil. Nu știu dacă... Se poate să faceți, de exemplu, dacă aveți o rochiță și vreți să asortați cercelușii cu rochița, cu pantofii sau ce știu eu. Puteți să faceți exact cu ce culori vă place. Atât v-am zis. Cercelușul, cu cât este firul mai gros, el este mai mare. Cu cât firul este mai subțire, bine, e și un picuț mai dificil. La început vă sugerez ca să exersați cu un fir mai grosut, să vedeți cum vă iese și dacă vă place. Și apoi, mai ales după ce căpătați un pic de îndemânare, puteți să faceți cu fir mai, mai subțire. Îmi cer scuze pentru lumină, mi-am dat seama că lumina era așezată greșit. Sper că s-a văzut pe parcursul filmului, să nu se vă supărați pe mine. Și... Cam atât despre cercelușii noștri. Ei pot fi apretați cu apret lichid nediluat ca să rămână așa tari, ca și plastifiați, sau cu apă cu zahăr, un sirop concentrat, destul de concentrat, el, cercelușul cufundat ca să se umezească bine și apoi pus pe o suprafață plană, nu pe hârtie, să nu se lipească de hârtie, pe o bucățică de plastic ceva, așezat bine. Dacă se poate, se poate da și cu un picuț de abur. Grija mare să nu iasă, să nu se decoloreze mărgeluțele. Trebuie să aveți grijă și la asta. În așa fel încât el să fie perfect. În momentul când se usucă, el să nu mai poate, adică nu se mai pot modifica, nu se mai poate modifica aspectul niciunei bucle, dacă sunt păstrați pe suprafață plană. Dacă v-a plăcut, dați-mi like, dați-mi share. Abonați-vă la canalul meu, după cum v-am spus, și dați click pe clopoțel ca să mai lucrăm și altele împreună. Și să ne revedem
bine pe data viitoare. La revedere!